Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Eu sunt Andreea și voi fi gazda dumneavoastră în acest video. Este perioada în care facem focul și este momentul prielnic de a aduna cenușa. Dar ce putem face cu această cenușă? Veți afla în minutele care urmează, dar înainte de a începe, nu uitați să ne acordați un like, pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității. Dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, să apăsați butonul abonare, este complet gratuit și nu în ultimul rând să apăsați clopoțelul. Astfel veți fi notificat de fiecare dată când noi postăm ceva nou. Iar acum să vorbim despre cenușă. Cenușa este un îngrășământ natural, universal, care conține mai mult de 30 de elemente utile în compoziția sa. În plus, acest îngrășământ nu conține clor. Este sigur și prietenos cu mediul, dar contează foarte mult compoziția solului. Dacă solul din grădina dumneavoastră este alcalin, atunci nu puteți folosi cenușa. Însă, dacă solul este acid, cenușa îl va aduce mai aproape de un pH neutru. De aceea, înainte de a folosi cenușa în grădină, trebuie să verificați pH-ul solului pentru a fi sigur că nu faceți mai mult rău decât bine grădinii dumneavoastră. Cum puteți afla pH-ul solului din grădina dumneavoastră? Foarte simplu, cu doar două ingrediente pe care cu siguranță le aveți în gospodăria dumneavoastră. Toate detaliile le găsiți în linkul de mai sus. Totuși, ce plante se pot fertiliza cu cenușă? Plantele din familia cepei, arpagicul, usturoiul, brazul, pot beneficia de un pansament de cenușă din lemn prin descurajarea dăunătorilor și a viermilor de ceapă. De asemenea, majoritatea legumelor rădăcinoase, morcovii, păstârnacul, napii, ridichile, apreciază potasiul din compoziția cenușei de lemn, deoarece ajută plantele să folosească apa și să reziste la secetă. Mazărea, fasolea, salata și verdeața cu frunze cresc cel mai bine într-un mediu bogat în nutrienți. De aceea iubesc cenușa. Tot iubitoare de cenușă sunt și roșiile, castraveții, ardeii. Inclusiv, cu moderație, se poate folosi și la cartofi și la vinete. Cenușa nu este recomandată a fi folosită pentru fertilizarea solurilor unde se cultivă plante iubitoare de un mediu acid, cum ar fi afinul, zmeurul, rubarba, cartofii dulci, măcrișul. Cu cenușă se pot fertiliza și florile. Lavanda crește cel mai bine într-un sol mai alcalin, de aceea va aprecia o mână de cenușă. În schimb, hortensiile cresc mai bine într-un mediu acid. Dar, cu toate acestea, din motive estetice, grădinarii folosesc cenușa pentru a ridica pH-ul solului, pentru a schimba colorația florilor. Totuși, unde putem depozita cenușa pentru a ne putea bucura de toate beneficiile ei? Cenușa este higroscopică și nu poate fi lăsată în aer liber, pentru că se va umezi și nu va mai avea aceleași valori nutritive.
cel mai bine se păstrează în recipiente metalice acoperite. Cam astea au fost informațiile din acest video. Sper să vă fie de folos. Dacă le considerați utile, să le distribuiți și prietenilor dumneavoastră. Să ne lăsați un comentariu ce părere aveți despre fertilizarea plantelor cu cenușă. Până data viitoare, sănătate și numai bine! La revedere!